Salutulelor și bine ați revenit la un nou episod din vlog. Astăzi avem un Passat CC 2009-2010 cu navigația de fabrică, fiind asta, e un RNS, la care s-a adăugat un Parrot ca să poată omul să vorbească la telefon din mașină. Avea și un microfon pe aici pus, trebuie să curățăm asta de aici. Ca idee, noi o să înlocuim navigația de fabrică cu ecranul ăsta de 10, ceva inch, cred. Abia aștept să-l bag acolo. Vedeți, navigația originală și navigația aftermarket e foarte grea. E chiar o navigație foarte mișto, cu foarte multe opțiuni, dar cel mai important este că scăpăm de Parrot-ul ăla, putem să vorbim la ea, putem să ascultăm muzică de pe Bluetooth, putem să ne uităm la videoclipuri, folosim Waze-ul, folosim Google Maps, folosim ce vrem noi pe un ecran mai mare, care se conectează cu mașina, și avem absolut toate opțiunile care le aveam pe asta, plus foarte multe opțiuni extra. După cum vedeți, am dat jos drama asta, acum dăm jos navigația, ne apucăm să facem cablaje, ne apucăm să scoatem tot sistemul ăsta de prin spate de pe acolo. A fost pus destul de rudimentar aici microfonul, curățăm și mizeria asta de aici, tragem microfonul probabil acolo sau aici și revenim ca să vedeți cum o să arate cu noua navigație. Navigația asta nouă are și o ramă frumoasă care se încadrează perfect în gaura asta de la noi de aici, și după aia vine ecranul cel mare pe care o să vedeți cât de bine se vede și cât de bine se încadrează în acest bord. Imediat revenim cu navigația asta dată jos și după aia cu navigația nouă. Gata, dulăilor, am pus totul la loc. I-am scos, cum v-am zis, Parrot-ul, am făcut și puțină ordine acolo, am scos adezivul ăla ca să fie frumos. Noul microfon este montat aici, după stâlp, frumos. Așa, avem navigația instalată, haideți să-i dăm drumul și a pornit. Bun, este o navigație, din păcate se vede, oricum nu focalizează foarte bine că e luminoasă. Haideți să încercăm să facem ceva. Așa, perfect. Bun. Avem un sistem clasic. Avem Maps-ul aici. Asta e doar un widget. Puteți face la Android. Știți foarte bine orice pe ecrane. Puteți să adăugați ecrane în plus. Să schimbați wallpaper-ul, etc. Aici avem aplicațiile toate instalate. Avem App Store-ul. Avem auxiliarul, Bluetooth-ul, calculator, CarLink-ul, evident. Putem să ne conectăm cu telefonul. Avem equalizer pentru muzică, avem managerul de fișiere, galeria de poze, Google, Google Maps, Play Store-ul Google, ăsta este altceva al Android-ului, ăsta este al Google Play Store. Așa, avem YouTube-ul preinstalat dinainte, putem să instalăm, evident, ca de obicei, Waze, Spotify și ce aplicații mai folosiți, Candy Crush, etc. Suntem conectați la Wi-Fi acum, la rețeaua de aici. Tableta are multe opțiuni, pe lângă Bluetooth, USB, auxiliar și chestiile normale, obișnuite, avem și CarLink, să putem să conectăm telefonul. Maps, puteți să vă băgați ce Maps vreți, aici e Google Maps-ul, evident de la Google, dar puteți să instalați și un program de navigat offline, care să meargă fără internet, un iGo, de exemplu, se poate instala, foarte simplu, și îl folosiți fără internet. Tableta asta are și 4G, în torpedou am pus USB-urile și am pus și adaptorul pentru cartelă SIM, putem spune o cartelă SIM și atunci avem net absolut tot timpul în ea, unde este semnal avem și internet, mai simplu, fără să mai facem hotspot și alte discuții. Bineînțeles că funcționează și comenzile pe volan, dăm mai tare, mai încet, ne arată și că e portbagajul deschis, se poate vedea în oglindă. Și dacă deschidem și portiera, ne arată portiera deschisă, comunică cu mașina prin can. Și ca să-i dăm luminositatea un pic mai puternică, așa arată în bord, se încadrează perfect, exact ca cea originală, are rama asta gri. Avem și alte opțiuni, stați că am schimbat un pic focalizarea, expunerea, ca să putem să vedem. Dacă intrăm în setări și intrăm la sistem, cred, device info, nu aici, și aici putem să vedem că are IMEI, având IMEI înseamnă că putem să folosim 4G, și avem așa,
Android 11, da? Se vede. Avem procesor octa-core 1.8 GHz cu 6 GB memorie și 128 de GB storage. Este o navigație foarte puternică, se mișcă extraordinar de bine. Există și variante mai ieftine, există și variante mai scumpe. Avem și variante, putem să facem la Passat CC și la Passat B6, B7. Putem să montăm și o navigație Tesla în picioare mare și renunțăm și la panou de climă. O să fie clima digitală în display. Display-ul este în picioare, este mare, e frumos. De obicei pe Volkswagen sunt variante bune. Asta e o variantă foarte bună și la preț și ca și calitate. Și eu zic că arată excepțional. Cam asta a fost tot despre Passat ăsta. Ne vedem data viitoare. Baftă duloilor!